La nivel mondial, pentru persoanele bolnave de hepatita C, a fost implementată tripla terapie. Vorbim aici despre țări precum Germania, Anglia, Franța. Care sunt rezultatele obținute de pacienții care au urmat acest tip de tratament? Bună ziua! Categoric că rezultatele, dacă ar fi să dăm un răspuns general, sunt bune. Dar cred că pentru fiecare pacient în parte ar trebui să nuanțăm și să ne gândim că răspunsul este în raport cu fiecare pacient. De ce? Contează dacă pacientul a făcut un tratament cu dublă terapie și a răspuns în primă fază, urmând ca la un anumit interval de timp să aibă o recădere, și atunci șansele de a răspunde la triplă terapie sunt mari, putând să meargă până la mai mult decât dublu răspunsul obținut prin dublu standard, și anume la 70-80%. Pentru pacienții care au fost non-responderi, adică acei pacienți care n-au răspuns nici în primă fază la terapia standard, la dublă terapie, șansele sunt categoric mai mici. Ele sunt undeva în jur de 30, poate peste 30%. Este greu de dat exact cifre, pentru că fiecare țară are un anumit tip de pacient, în așa fel încât vorbim despre un genotip. În România se știe că cei mai mulți dintre pacienți au genotipul 1, un genotip care se tratează mai greu, dar pentru care tripla terapie reprezintă o șansă reală. În alte țări, cum e în Germania, nu genotipul 1 este cel mai frecvent. Așa că e greu să comparăm. Am vorbit despre niște lucruri statistice din datele care existau până în prezent. Categoric, ca să spun, sau ca să întărești ceea ce spuneam la început, tripla terapie reprezintă o șansă pentru pacienții care nu au răspuns la terapia standard, cea cu interferon și ribavirină. Bun, totuși în România tripla terapie nu este inclusă în lista medicamentelor compensate. Există cumva liste de așteptare sau o petiție adresată Ministerului Sănătății în care se solicite compensarea acestui tratament? Încă nu este introdusă pe lista medicamentelor compensate. Tripla terapie este aprobată în România, în așa fel încât un pacient din România poate să facă tripla terapie. Discutăm doar de decontarea prin Casa Națională de Asigurări. Nu cred că este nevoie de petiție către Ministerul Sănătății, pentru că lucrurile sunt în desfășurare și probabil că în scurt timp, și discutăm de câteva luni, o să avem și posibilitatea de a face tratament în România prin Casa Națională de Asigurări, dar ce spuneam și puțin mai devreme, fiecare pacient în parte va avea o soluție. Contează dacă vorbim despre pacient care are o recădere, adică cel care a răspuns în prima fază la dublă terapie sau nu. Pentru că în raport cu acest aspect vor fi nuanțate și lucrurile la Casa Națională. Ok, în cazul în care terapia este suportată de Casa de Asigurări de Sănătate, pacienții trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a accesa tripla terapiei. Cam care ar fi acestea? Categoric, exact ce spuneam, există mai multe posibilități, mai multe variante. Poate fi un pacient, categoric că vor fi pacienți care nu au răspuns, care nu s-au vindecat prin dubla terapie. Adică acei pacienți care la 6 luni de la terminarea tratamentului cu terapie standard nu au avut o viremie nedetectabilă. Acești pacienți se consideră că nu sunt vindecați și pentru ei există o soluție prin tripla terapie. Sau candidații cei mai buni pentru triplă terapie vor fi cei care au avut recădere, cei care au răspuns în primă fază și au avut ulterior un răspuns care n-a fost susținut, dar cred că și pentru ceilalți va fi o variantă și tripla terapie va putea fi utilizată, dar pentru fiecare caz în parte. Studiile arată că la acest moment în România sunt peste 600.000 de persoane care suferă de hepatită C. Care sunt acțiunile desfășurate până în acest moment pentru conștientizarea problemei hepatitei C? O să dăm acum o notă optimistă discuției noastre și o să spunem că s-a pornit de la un adevăr, și anume că hepatita C în România este subdiagnosticată, pentru că cei 6.000 de care, spuneați mai devreme, de persoane infectate cu virus hepatitic C, sunt numai pe hârtie, e ceva estimativ. Nu vorbim despre pacienți înregistrați, nu vorbim de un registru național în care să-i găsim pe pacienții cu hepatită C. Pornind de la acest aspect, vorbim despre o campanie națională, un program național,
care s-a desfășurat și care este încă în desfășurare și care a făcut testare gratuită pentru hepatita C. Este un lucru important și probabil că rezultatele de la aceste testări vor fi date, le vom avea în curând. Acesta este un prim aspect. Deci genul ăsta de campanie națională e binevenită. Și aș mai spune că de curând s-a lansat un prim document important pentru hepatita C. Se numește Carta Albă a Hepatitei C, de care probabil că ați auzit. Și care cuprinde toate informațiile adunate până la acest moment legate de hepatita C. Date care au fost însumate plecând de la asociații de pacienți, plecând de la specialiști, în așa fel încât să avem niște direcții clare în ceea ce privește viitorul, viitor apropiat. Și plecând de la aceste idei clare, să ajungem la un program național pentru hepatita C. Așa fel că lucrurile pe viitor să fie și mai bune decât până acum.